Președinții și locțiitorii secțiilor de votare din Țara Făgărașului sunt pregătiți pentru alegerile parlamentare de duminică 9 decembrie. Aceștia au fost instruiți astăzi de către reprezentanții Biroului Electoral Județean, care au ținut să le aducă la cunoștință toate informațiile pentru buna desfășurare a alegerilor. Întâlnirea a avut loc astăzi la Casa Municipală de Cultură și au participat aproximativ 80 de președinți și locțiitori de secții de votare din Țara Făgărașului. Acestora li s-a adus la cunoștință și faptul că vor primi telefoane mobile pe care le vor folosi în ziua alegerilor parlamentare pentru a transmite la un anumit interval de ore la Brașov procentul de prezență la vot. Astăzi distribuim 78 de telefoane mobile pentru 78 de secții de votare din zona Făgăraș. Dintre acestea avem 13 secții de votare eșantion, urmează să le citesc ulterior, iar cei care fac parte din secțiile eșantion vor fi implicați în procesul de raportare prin mesaj SMS a prezenței la vot în data de 9 decembrie. Ca de fiecare dată, la fiecare alegere, că este, mă rog, locală, generală, prezidențială sau referendum, venim la dumneavoastră în Țara Făgărașului, instruim președinții și locțiitorii. Și de data aceasta este o alegere, mă rog, este generală pentru Camera Deputaților, pentru Senat. Este un lucru foarte important pentru noi toți, pentru toată țara. Și încercăm, ca și de această dată, să le spunem oamenilor ce au de făcut, ca lucrurile să decurgă normal și ne dorim ca data de 10 să participăm la vot cât mai mulți, să aleagă fiecare pe cine dorește și să fie în cunoștință de cauză. Iar cei care supraveghează, care răspund de bunul mers al acestor alegeri, să fie în cunoștință de cauză. Duminică, 9 decembrie, alegerile parlamentare vor începe la ora 7 dimineața și se vor încheia la ora 21.